ulița cea moloasă, pe ulița cea moloasă, este o fată negricioasă, este o fată negricioasă, da-la-i-la. Apoi te vine măsa la noi, te vine măsa la noi, să o iau că mi-a dat boi, să o iau că mi-a dat boi, da-la-i-la. Ei, mare în lăuntru. Bună ziua, tata. Ziua bună. Să trăiți. Să trăiți, Augustin. Eu sunt de la Radio Someș. Mă duc după anunță. Du-te după anunță. Să trăiți, uite, am venit la mine tale. Doamne ajută, ce faceți? Am așteptat cu toată dragostea. L-am văzut la televizor, când mi-a spus ficiorul ăsta că este domnul. Da, da. Domnul că ne-a filmat. Băiat frumos, ai noroc, hey. Să ai noroc de o fată bună. Doamne ajută, hai să mergem. Sunt fete, cum să nu. Hai să stăm, hai să stăm la povești o țără. Am venit să povestim una alta. Da, ei, aici în casa nouă stați, amu. Stăm mai mult în șerbencă, da? Casa nouă cu soță și-ai de sărbătoare. Piciorul meu când l-au pictat, îi mai dau câte un leu și mie le dau mie, că eu încă noi și bătrâna le vin, e mai scump. Dar ce să fac, el e nevoit, că e... Are două fete, e crescut. Ce să facă? Haideți! Și mândrior mă ta să cheme, mândrior mă ta să cheme, că eu și noră cu vreme, că eu și noră cu vreme. Și da spune să nu se cheamă, da spune să nu se cheamă, nu i-o ieși de bună seamă, nu i-o ieși de bună seamă. Și noi și noră la măta, noi și noră la măta, nici cum n-ată sorâta, nici cum n-ată sorâta. Și noi și noră tatăl tău, noi și noră tatăl tău, nici cum n-ată fratii tău, nici cum n-ată fratii tău. Uite că n-aveți niște țără de astâmpări și ascultătorii, iar putea, pot să vadă acolo pe pagina de Facebook a emisiunii cu Iosif pe Coclaur lucrurile pe care dumneavoastră le faceți cu mâna dumneitale. Da, da, cu mâna. Mult ați lucrat, mă gândesc că la ele. Uite, și zadi, cătrință, cămeș, de toate. Liniștea mea a fost în lucru, să știți. Noaptea, dacă lumea dormea, eu lucram foarte bine, până târziu. Făceam câte un capăt de ștergură acolo. Țăsăm? Și eram liniștită acolo singură și zua și alea lucruri, că erau vași, erau noaptea era lucru mai cu spor la noaptea haine. Era lucru, bine, mai făceam și șazator, dar mai bine era și când erai singur, că s-au mai gata și alea. Când eram copii, era șazători. Uite, cam e vremea șazătorilor, cum erau șazătorile pe aici? Erau frumoase, când a fost fată. Meream acolo din sus, la o vecină a noastră din sus, era... Vinită din Strâmbuie, că aia m-a ajutat să cos eu la polele mele și la lucrările mele. Și meream la ea, că era mai tânără, nu? Și meream acolo și vinea ficiori acolo. Și zicea, că cu ești tu, fată? Eu, cum zicea tata meu, că zicea Horea Cloșca și Crișan și cu Petrea Toptilean. Că așa îi zicea Petrea Toptileanului. Eu ziceam așa, dar omul ăla era ficior, ești din satul ăsta, dar era mai bătrân ca mine. Gheorghe Rusanghi. Și când vine la șezătoare, zicea, cu ești tu, fată? Eu ziceam, al-i Horea Cloșca și Crișan și cu Petre Tochilean. Cum zicea tata meu, că avea simțul umorului și tata, știi? Și îi ziceam așa. Și el, pe când am venit aici, vezi, zicea așa, că tu, cu ești tu, al-i? Eu ziceam, nu bine, dar merem la șezătoare, toșem. Să mai îmbraca ficiorii, să îmbraca în feche și vine acolo. Și nu știai că și ei, dar nu știai că și ei, pe când vine. Și ne râdeam, dar noi eram foarte mici, că eu la 15 ani m-am măritat. Tânără. Tânără, mama a cumpărat casa, exact, eu din Chiuiești, Gura Dreptului aici.
bărbatul din pe Valea Strâmbului, el dintre 11 copii. Noi am fost 4 fete. Mama când a făcut-o pe a patra fată, nu mai vreau să vadă lumea, deloc. Și-o încumnat, iar eu era la oi acolo, la oile colectivului, cum era atunci. Și-o venit în casă. Oricine intra în casă acolo, mama nu vrea să vorbească cu el. Era la Paști, în 13 april, pe ultima fată, pe Lucica. Și zice, ala, lele, doche, întoarnă-te de acolo din pat. Vine femeile cu prăjituri, cu bunătăți, cu cozonași, cu ce era atunci. Și mama nu vrea să vorba. Noi ținem minte, că a făcut-o în casă, acolo, cu moșă, cum era atunci. Și zice, lele, doche, întoarnă-te de acolo. Mama nu vorbea cu nimeni. Și te super, lele, doche, că noi am făcut câini în baie, și fete, și feciori. Că ei au fost și fete, și feciori în 11, au fost ghetăți. Și atunci mama i-a trecut supărarea. Și s-a întors de acolo, frumos, și-a vorbit. Dar mama zice așa, câți feciori au venit la casa mea, nici unul n-a mai reînsurat până am fete. Și ne-am arătat, pe prima la 15 ani, pe mine la 15 ani. Păi și alea, că le-au venit rândul, că alea au fost la 8 ani diferență după noi, că au fost două și două feche. Nu, pe când ne întreba pe noi când eram feche, că să cumpere casa asta aici, că era alea un cheș de-a dumnei. Să o cumpere mamă, că eu mă duc, aia mai mare, și eu nu mă duc acolo. Eu vineam aici, că aici era în uși, când vine iarna la un cheșul ăsta, calcai pe nuși în ocol, struguri curai din cadă, din șur, acolo într-un... Și la toate bunătățile era aici, la noi acolo nu prea era, era un tău, nu se face pumni atunci pe vremea aia. După aia s-a mai făcut că tata o tăplantat. Dar atunci nu se făceau. Și eu când vedeam aici că toate bunătățile, mie mi era drag. Și zic, viu aici. Când a fost să mă mărit, mama nu mai zis nimic, ai zis să-ți iau casă, hai la casă. Mi s-a dus omul în armată, 3 luni am stat cu el. 3 luni am stat cu el, că el a fost de 19 ani și eu de 15 ani și 3 luni. Și el a plecat în armată. Când v-ați căsătorit, s-a învoit părinții da, voștri? Da, dar acum să nu se învoiască, s-a învoit. Ați fost mulți acasă. Da, noi am fost 4 fete, n-a fost așa mulți, dar mama vrea să nu le facem rușine cum era atunci. Nu, și dacă au avut casă și atunci așa a fost, te-ai măritat, s-a făcut nuntă, rugări, la Cluj, cum era atunci, și hai la nuntă. Și a făcut nuntă în 17 februarie. Și am venit aici și în iunie omul mi-a plecat în armată și a stat un an și 4 luni. Și a stat singur aici cu un câine alb, ala m-a păzut, cum e povestea, cu câinele. Nu, și am stat aici și am lucrat la colectiv, la vași, era 20 de vași, răneai, scoteai gunoi, le alimentai, mereai pe câmp, după ce a venit bărbatul, tot așa. Și ne-am făcut ce ne-a trebuit. În sărășie au fost vremuri grele. Nu-i greu, amu, dar poate că după vremea asta bună a venit și ră. Și a fost mai greu atunci? A fost foarte greu. A fost foarte greu. Noi lucram, avem, eu vă spun ce a fost greu atunci. Bărbatul meu mere la oi, nu, lumea nu știe, lumea nu judeca atunci. Dacă aveai niște oi, mere în câmp, curând oamenii. Era săptămâna câtă ea de 7 zile, într-aia săptămână băga 3 oameni să margă pe rând la oile alea în câmp, atale, care le aveai atale ieri. Erau și a colectivului, dar noi eram la vașile colectivului, că vașile era și grajurile aproape. Noi avem 20 de vași să cazi de ele, să le rânești, să le scoți gunoiul cu targa, să o tragi după tine, să le duci apă la fântână, să le scoți la 20 de vași, nu la una. Și mai avem a noastră două acasă și câte 25 de oi, iarna vorbesc, dar vara era un câmp cu ele. Și era mai greu când mereu omul la oi în câmp, eu rămâneam și cu alea la colectiv și cu astea acasă. Și după aia când le gata e aranjat, te duceai acolo pe câmp, la ele. Aveam scroafe cu purșei tot timpul, scroafe cu purșei. Când mă duc odată era Agustinul mai marișor, nu mare, să zic, era de... 7-8 ani. Măi, Gustinu, mai dă-le și tu de mâncare, că când vine asta să mă omoră scroafa până îi dam mâncare, că roghea purșeii. El le-o dat de acolo din căldare, pe când i-a murit purșeii, că s-o cufurică, el le-o dat pe mult de mâncare. I-am zis, dă-le și tu de mâncare, măi, Gustinu, până viu eu din câmp, că tatăl s-o era la oi. Acolo nu a fost atât de greu, că acolo ai mulți oile, te-ai culcat, ai luat bot, așa ai plecat. Dar la mine era vașele colectivului și vașele mele acasă dau, să le mulg, să fug acasă, să duc laptele în sat
și să viu să iau bota și să plec, să-mi hrăni animalele și să plec în câmp, că așa era, nu, e așa am fost. Că bărbatul a fost și șofer, a fost la Baia Mare, dar n-ai făcut nimic nici de acolo. Păi când s-o trasă și la colectivul ăsta, deși ne-am făcut și ei ne-au trebuit. Deși, am ținut scroafe, am ținut vaci, am ținut... A fost bun colectivul ăsta? Măi, pentru noi nici n-a fost rău. Vă că am un nu știu ce-a mai și deși încolo. S-au străcat, cum zice și ea. Da. Da, din câte am înțeles, dumneavoastră, sunteți și croitoreasa satului. Croitoreasa satului am învățat de la vecina asta, mama mea încă a fost croitoreasă. Mama mea îmi pare foarte rău că mama mea a murit la 51 de ani, că nu ții minte cât îmi spunea ea atunci. Când spunea câte rânduri de haine de este au făcut e, atunci în ele făceam postul Paștilor și miresele le luam câșleși, dar vezi, eu n-am pus la suflet treaba asta. Câte costă mama mea, că zice, atâtea rânduri de haine, atâta ții minte, atâtea rânduri de haine am făcut eu la miresă în postul Paștilor, costă. Dar mama mea nu ne lăsa să ne atingem de mașină, să nu o străcăm, cum am fost noi feche. Și după ce am venit așa, am avut eu norocul, ca și vecina mea bătrână asta din fața căsă, că așa ăștia erau acolo la grajuri cu noi bătrâni ăștia, și avea mașină de cusut. Și bătrâna m-a lăsat mașina de cusut. Și m-a lăsat să cos acolo. Și m-a învățat să croiesc zadii. Cum avea e croiul ei, n-avea nimeni. Care nici în ziua de astăzi, cum am eu, n-are nimeni, că eu am învățat de la babă. Dar ce zice baba? Baba mai mâna după ce cosăm eu câte o haină de asta, merela e femeile din sat, care știa că nu-i plătește, le mâna la mine. Și zice... Iar ți-a mânat o clientă și râde, bătrâna, Leleana Leonu Vasilică. Și râdeți, iar ți-a mânat o clientă. Păi cum ne-ai mânat? Așa ea nu plătește. Nu las că eu nu-i dau haina până nu-mi plătește, ziceam eu. Cât era un leu doi. Încă mama mea mai trăie și era bolnavă. Și merem acolo și îi dădeam 2-3 leuți așa la mama. Ia mama, ăștia zic cu sături. Și atâta era ea de fericită, că era bolnavă în pat. Zvezi? Ne-a dat atâtă viață că e fașe, dar era bucuroasă că o făcut la fiini, la nănaș, la mătuș, la cine fașe, dar fără bani. Mamă, vezi că eu fac pe bani. Și eu eram fericită că îi dădeam 2-3 bănuți de așa, că ziceam că am cusut pe bani și îi dădeam la mama și mama ta să fericea de ei, bolnavă cum era. Uite așa, ați câștigat primii bani. Și am câștigat primii bani, așa, cum vă spui, și baba rugheze și ți-a mâna, nu le dau zi până nu-mi plătesc. Nu le dau. Dar am învățat de la babă lucruri frumoase. Și mâncări, și țăsături. Era o babă, zice, gata, în sara asta făcea ștergul de astea, țăsă. La cine o faci? În sat, lucra în sat. Am avut și să-mi văz de la ea Dumnezeu să o ierte și să o hodinească. Zice, la cine faci? Și la o femeie nu se spune, zice baba. Eu zice, las că o știu eu. Când era sara, prindeam femeia că intră cu sacul, cu grâu. Sau cu mălai, sau cine, cu bădocul cu lapte, la e, mere cu ghetăche. Bătrân avea bărbatul orb, nu vede, și e, făcea toate lucrările la toată lumea, dar avea ghetăche și alea, înțelegeți? Și atunci ziceam eu, la cine ai făcut? Zice, nu se spune. Femeile zice, nu mă spune, să nu știe bărbatul, să nu știe satul, când face cineva. Și eu vedeam femeia cu jiptul. Și ziceam, gata, știu la cine ai făcut ștergura. Nu mai intre să o văd în casă, că știu la cine ai făcut. Și m-am învățat de la ea toate lucrările. Și am făcut și eu așa. Nu mi-o lăsat nimic niciodată. La ei dușea carul cu lemne, la ei dușea sacul cu grâu, pa când n-au putut, că când n-au putut, o fă prima, bogată, în sat. Și eu am prins idee de acolo, nu, și am făcut de tăche. Și a te învățat și eu cu reu, zis baba. Dar nu știe ea nu știe și curătura asta de știerguri. Dar știai de la altă babă că aia fășe. Și te învăț să înșucuri. Mi-au zis să mă înveți eu, gata, bag capetele acolo la știerguri și să înșucur. Și cum să face? Și bagi în gură și faci așa. Dar ea nu știu să-mi arate bătrâna, numai cât se bagi în gură și faci așa. Eu am luat, am băgat capătul și am tras cu acul din cop și dincolo, unde merge, de unde vine. Și apoi era, bagi în gură și faci așa, și așa toate nodurile câte le vedeți pe aici. Așa le-am făcut și după aia am făcut la tăsatul. Și am țasut la tăsatul.
Și am făcut lipideaua la tăsatul. Eram cu pântișile gravide, cu gustinuc atâta și meream pe un omăt până aici. Și țăsăm și seara vinem acasă și îmi facem foc și mă culcam și dimineața iară. Și așa, și în casă și afară și neveghituri în sat. M-am învățat, i-am făcut neveghituri. Tot ce am văzut... Ce înseamnă să neveghești? Că uite, unii dintre ascultători pun pariu că nu știu ce nu știu, înseamnă. Neveghitura era așa, ai pus șirele pe război. Ai urzit, ai pus șirele pe război și ai ales acolo, să zic, 12 iță, 15 iță în spate. Și aia radicai ițucul și băgai cordianciul. Și radicai și aici era forma. Băteai lâna, că alea era în două culori. Era roșu cu verde sau negru cu roșu sau negru cu albastru, cum ai vrut, cu lână, cu lână. Nu o să mai fac nici alea, nu o să mai fac. Nici nu le dau valoare, dar eu nu pot... Pentru mine s-o valoare tăche pentru că am lucrat pe ele. Și m-a chemat femeile în sat, că au început să facă știerguri neveghite, că gata, îmi dau la moarte, că noi muri. Nu a apucat să facă multe, că nu a mai făcut nimeni, că au apărut prosoapele și alea stau în ladă. Dar erau neveghiturile alea frumoase, cu două culori, pe albu sau la coverturi. Și pe mine m-a chemat femeile să le fac. Și orice vedeam, știam să fac, fără să îmi spune cineva. Am învățat așa. Și uite, șamu, uite, faceți. Fac, am, tot fac șamu, mai un brâu, mai una alta și am neghejde încă să mai fac și în iarna asta ceva pe aie, pe pole, pe una, pe alta. E că iar mai lungă lucrez. Vorba și șamu-i vremea da. de lucru. Și o șosetă și să ne facem aia, cum zice, e cartea de pictură, să ne facem psihicul, că acolo e. Să ne-l vărsăm în ceva, trebuie, nu, că dacă nu fac... Vă spui, nu mi-am aflat așa și leghe șosete, dar sunt bolnavă că nu le aflu. Le-am băgat în ceva gem și nu le aflu, dar am făcut pe două așe șosete și tot ceva fac. Și până mă să-mi cumpăr, că după aia fac. Da. Mai fac și eu. Aveți mai un băiet, n-aveți fată. Cui lăsați moștenire? Uite, dar o este de acasă. Am două nepoate, aurul meu și mândreața mea și zahărul meu. Li-s dragi lucrurile astea bătrânești? Li-s dragi și la ele, li-s dragi. Ce să vă spui, când se îmbracă, zice, ce-i vechi. Cei vechi să le dau ele, ce vechi să le dau. Și știu și ele, mai înodă și ele, și aia mai mare, Augusta, o văd că are o dragoste de lucruri, de numai brățări, face din lăniță, vine la mine, dă-mi bună lăniță. Eu era o femeie din sat și-a vrut să zvârle un sac cu gheamei de lăniță, eu l-am luat și l-am adus acasă. Am încă speranța că fac multe mândresc din el, nu-l lasă să-l ducă apa și valea. Iarăși am aflat de la cineva că dumneavoastră nu mai mergeți și mai strigați prin sat la găină. Am strigat la găină până e lume și la mireasă și la luatul de mireasă, tăche fomeile m-a băgat să le iau miresele acolo, cum să e sopra, nu zișeau fomeile, că nu tăche știu zișe. Și cum se zișe acolo? Nu, pe acolo zici bogate și la găină și la tăche am uite, zis. La găină cum se zișe, ne puteți zișe? Da, păi vă zic, cum să nu? Nu, să încep, șai. Vă ascultăm, cu tă dragul. Trandafir ardelenesc, eu cu găina pornesc, cu găina caruja, să vă dau la nanașa. Cu găina ca focu, să vă dau la nanașu. Cu găina caruja, nu știu la care o aș da. Eu aș da la nănașa, nu știu la care-i punga. Eu o-i da la nănașu, când te trage cu ochiu. Că asta găină sură, am aflat-o la fântână, îi mortă de-o săptămână. Găina fumează Kent, tu fumează naționale, ca și nănașul cel mare. Cum să uită nănașul la găină ca uliu? Țucuche nănașă mândră, lasă-l pa nănașul închindă, nu mă țâră să mă strângă. Nu mă omnez la-i dragostii și iară la-i slobozi. Nănașucă, draga mea, nu gâni că e chiar așa, că am copil și bărbat, nu-mi trebuie altul din sat. Iu! Da,
ce să mai zic? Și pe urmă s-a înturnat. S-a înturnat, da, s-a înturnat. Acolo cum era? Acolo îți lua nanașa, da, și apoi, ui, 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 și bine-mi pare, ca și lui nanaș mare, cu banii de păgăină, eu mi-ai cumpăra mașină. Și-o-i mere la târ la Cluj și mi-ai cumpăra un căluț. Căluțul-o-i crește mare, să-mi duc bărbatul călare. Că de când m-am măritat, călare l-am purtat și nu s-o săturat. Iu! Uite, acolo când mă insura, ai venit la mine tale să-mi strigi la găină. Ai și el strig. Nu, mea, astea-s nemnică din câte zi. Mai știți și altele? În gând am o tătie, nu? La acolo când mereai și te pune fomeile să zici, că o socră mare eu mi-a zis, zicătura, acolo e dacă au copiii mei caseta frumos. Dar zic așa că te pune femeile, nu? Ziceai, nu te uita cum mirare. Că nu se o să o crașe mare, că spre tine a dumnesale, m-a rugat de o săptămână să o ajut acolo, la străgat, că și dumneai ești străgat, dar o doare inima, inima și sufletul, că și-n soră ficiorul. Și tă felul acolo, în toate tipurile. Astea le-ați învățat de la cineva sau mi-a nimeni acolo, eu dar îmi pare rău că le-am tot scris, că eu ni le vineau în gând și le scriam pe un caiet și le-am dat la ori și nici nu mai mi-au dat caietul în veș. Și nu vă mai dat caietul? Dar nu trebuie să le dau, nu. Așa. Dacă nu-mi cer fetele mele, n-am, că la niște fete la școală. Dar le-am dat și nu mai mi le-au dat caietul și eu aveam fisuși, fisuși și după ce eu vine în ora mea și zic, tu scrie-le în caiet. Și el le-a scris. Și eu am dat caietul și bun, tu s-o nu, nu-ți vine pe moment, îți vine dacă stai să te gândești, că tăte-ți vine în gând, că doar ca să-ți vie. Dar am alea trecut, așa nu-ți vin așa rapid, e tăte, zicăturile. Așa, am unul să mai strigă la găină pe aici? Nu să strigă, nu. Nu să mai împană găină? Mai nu, nici nu eu, nici mireasa. Nici furatul mireasă, nu? Le ziceam, bă, furatul poate că mai este. O furată una și așa, păi cum dar la ce v-ați referit cu luatul mireasă? E zic că nu mai te otesc așa când vine. Că și că nu știe și nu mai zic nimnică. Intră acolo și bună ziua. Și tu trebuie să încheiem emisiunea. Vreau să vă întreb ce lucră oamenii pe aici amu iarna. Oamenii iarna aduc gunoi, aduc fân bagă la animale, aduc gunoi, aduc lemne, desfacă, fac fărină și bagă pe foc. Să mănâncă. Ce să facă de astea? Aduci gunoi pe grechini, că le pregătești pentru arătură, pentru mălai, pentru cartofi, pentru... Erau mai de mult iernile mai aspre le băiați? Erau iernile aspre, vama de mine, dacă l-am avut eu pe Gustinung, era un mătru de un metru pe adunga drumului și a fost în 21 ianuarie, dar a fost și în februarie și în martie, tot așa nii un mătru. Cum îl curăță astea. Nu, nu zierniam, nu zierni buniam. Îi vezi că aștepți un pic, eu măt cu greu să... Așa, Stela Mărie, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați șezut în seara asta. Da, și eu vă mulțumesc. Aș vrea să le transmiteți un mesaj ascultătorilor care au stat până la ora asta să ne asculte. Să le transmit la mulți ani, la toată România, la toți ascultătorii, și să și e harni și să întoarne la pământul ăsta și să-l lucre, că am o vorbă și cineva mă râde când vorbesc, că zic, le spui la fechile mele să cate aur pe-n pământ și că unii aur. Acolo, măi, scurmați, că li-ți afla. Și atunci ala mă râde, prietenul ăla meu, vecinul ăla, care ne mai duce la târguri în țară, că eu umblu și la târguri. Și zice, unii aur, acolo vrei să le pui. Zic, le spui și să înveță, și să știe și să pașe lucra. Pe unii au râs, vine și scurmă acolo și puneți în locul lui socră tău și la ăla îi spui cartofi și vezi, nu-i scoate aur pe ei și lucră. Păi nu putem să fugim toți de pământul ăsta. Așa este, aveți nu putem să fugim toți de pământul ăsta. Pământul ăsta trebuie lucrat, țara asta e frumoasă, e bogată. Noi trebuie să și înharniși și avem și ne trebuie. N-avem ce să facem, asta-i lucrarea. Unde verde e gera, e rebița, be rebița, e gera. Am avut o pretina, e rebița, be rebița, e gera. Pretina s-a supărat
ierbița, berbița, iegera. Către guțu i-am luat, ierbița, berbița, iegera. Da, ce l-am luat vreodată, ierbița, berbița, iegera. Să mă usc ca frunza-n baltă, ierbița, berbița, iegera. Și ca pupu de bunjor, ierbița, berbița, iegera. Când îl pui vara-n pridvor, ierbița, berbița, iegera. De câtă vreme știți cântarea asta? Asta e de când am fost în fișor, până nu m-am surat. De când ai fost metale fișor? Până în 40 de ani. De când am fost eu. La cine ai auzit-o? Da, pe eu nu știu la cine. Până Canci am auzit-o, până Dumbrăveze și am acolo dacă ați auzit. La un bătrân. Fereastra mândrine, fereastra mândrine, purun părâia scuzele, purun părâia scuzele. Tata mea. No, no, super liber.